Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor, bună seara și dumneavoastră celor care vă aflați la mii de kilometri departare de casă. Primul val de ger va ajunge la noapte în sudul României. Pentru prima dată în acest sezon, maximele termice vor fi cu mult sub 0 grade. Sunt Cristian Sabah, iată și alte titluri ale zilei. Ninsorile au pus stăpânire pe jumătate de țară, iar circulația rutieră, feroviară și aeriană a avut de suferit. De mâine vine gerul. Un copil în vârstă de 8 ani este aproape să fie executat silit de spitalul în care a fost internat. Un sat întreg plânge după cele două femei ucise de un irachian din cauza geloziei. A fost încă o zi în care sute de pelerini au venit la Catedrala Neamului pentru a intra în altar. În loc să primească daruri de la Moș Crăciun, o fetiță de clasa a doua din Buzău e la un pas să fie executată silit pentru suma de 500 de lei. Totul după ce în urmă cu 5 ani a fost rănită într-un accident rutier, în urma căruia a fost internată și tratată la Spitalul Județean din Buzău. Părinții condamnă demersul spitalului, atâta timp cât, spun ei, Constituția garantează dreptul copiilor la asistență medicală gratuită. Contabila a unității Spitalului a sumei de 497 lei. Ilinca Bucur are la numai 8 ani problemele unor oameni mari. Abia reușește să deslușească rândurile somației primite. Hârtia a venit în urma unui accident rutier provocat de tatăl ei în anul 2013. Pe atunci, copila a fost ușor rănită și a fost internată 3 zile pe secția de chirurgie infantilă. La padina, dintr-o eroare de pilotaj, a ieșit în decor. Băiatul s-a accidentat mai grav, fetița mai puțin, dormea pe bancheta din spate și s-a rostogolit. La peste 5 ani de la eveniment, copilului i s-a solicitat să comunice numărul dosarului penal deschis după accidentul în care a fost rănit. Un executor judecătoresc a înștiințat-o pe fetița de 8 ani că Spitalul de Urgență Buzău a cheltuit aproape 500 de lei pentru îngrijirea sa, iar banii trebuie returnați. Trebuie să plătești 497 de lei. Și? De ce? Pentru că am stat 3 zile în spital. Nu o să le dau din alocația mea, pentru că nu merită. Demersul de recuperare a banilor ține de contabilitatea spitalului. Pentru mine este o persoană vătămată, căruia eu trebuie să mă adresez în așa fel încât să pot obține acele relații, să recuperez contravaloarea cheltuielor de spitalizare. Anul trecut, un copil de 9 ani trimis acasă în comă a fost somat de spitalul din Oradea să achite o sumă imensă, pe motiv că a fost accidentat grav, fiindcă a traversat prin loc nepermis. O decizie a înaltei curți stabilește însă că persoanele asigurate nu trebuie să plătească spitalizarea. Rudele și prietenii le plâng pe Sorina și Lucica, cele două femei ucise de cetățeanul irachian în urmă cu câteva zile. Nimeni nu și-ar fi imaginat că după 8 ani de mariaj, bărbatul ar fi în stare să-și omoare soția și soacra. Tatăl Sorinei s-a trezit singur pe lume după ce a aflat că fiica și soția sa au fost omorâte chiar de ginerele său. Iar rudelor îndurerate nici acum nu le vine să creadă că la doar 48 de ani, Sorina, îngerul păzitor a 10 de copii, a plecat atât de repede în lumea celor drepți. Duminică, directoarea centrului de plasament din București și mama sa au fost găsite de polițiști fără suflare. Călăul a fost chiar soțul fetei. Astăzi, la Chioșdeni, satul natal al celor două femei, pe buzele tuturor stă toată nenorocirea care a înmărmurit întreaga țară. Ce sfârșit! Ce sfârșit! Mă rog ca un animal. Constantin foarte de treabă. Ne pare rău. Au fost niște oameni foarte buni. Nimeni nu știe ca cei doi soți să fie avut vreodată probleme. Mai mult decât atât, mama fetei vorbea mereu frumos despre ginerele său și se bucura de mariajul fiicei. Tanti spunea că e bine fata ei unde este, ea o iubea. Doamne, maica Domnului, nu știu cum să vă zic, cât de mă iubea mama pe fată. În curtea casei în care sunt depuse sicriele, 10 de coroane și lumânări sunt așezate împrejur ca dovezi ale pierderii cumplite.
Cele două femei vor fi înmormântate mâine în localitatea natală Chioșdeni. Răsturnare de situație în cazul lui Alexandru, tânărul ars într-un bloc din Neamț. Dacă până acum explozia din apartamentul băiatului părea un accident nefericit, de curând anchetatorii au tras primele concluzii. Furtunul instalației de gaz din locuință a fost tăiat intenționat. Se pare că Alexandru a vrut de fapt să se sinucidă din cauza unor probleme pe care le-ar fi avut la muncă. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Voi încerca să aflu cauza deflagrației. Asta mă interesează. Aragazul a fost nou, racordul a fost nou, nu-mi închipui. Nu aveau ce căuta gazele în baie dacă ar fi fost aragazul de vină. Răpus de durere, Ionel Baiașu avea în urmă cu două săptămâni un singur scop: să afle cine se face vinovat de explozia violentă în care fiul lui a ars de viu. Acum, după înmormântarea lui Alexandru, misterul începe să se clarifice, însă detaliile șochează. Tânărul ar fi fost cel care ar fi tăiat furtunul de gaz, provocând în mod intenționat incendiul teribil care a cuprins tot blocul. Ar fi vrut să se sinucidă, spun surse din anchetă, însă tatăl său nu a bănuit nimic. Nu mai contează dacă e găsit cineva vinovat sau dacă s-a găsit. Da, contează. Cineva. Contează pentru liniștea mea sufletească și a lui. Pentru că a fost luat prin surprindere, avea viitor în față, avea planuri de viitor. Persoanele care ajung să comită un astfel de gest sunt persoane care de obicei nu caută sprijin și suport. Nu știu dacă neapărat este, putem vorbi de un act de răzbunare, dar într-o oarecare măsură putem să spunem că el, persoana suicidară, trage un semnal de alarmă către ceilalți. Apartamentul în care Alexandru locuia cu tatăl este complet distrus. Aici au ars, se pare, toate economiile lui Ionel Baiașu. Banii îi strângea pentru nunta lui Alexandru, ce urma să aibă loc anul viitor. Vecinii lui Alexandru au scăpat ca prin minune în urma deflagrației, dar și acum se chinuie să-și repare locuințele. Se vehiculează și varianta că ar fi fost provocat. Credeți că ar sta în picioare această ipoteză să fie provocat? Dacă poliția și procuratura spune lucrul ăsta, probabil că da. Nu cunoaștem, nu era o familie foarte sociabilă și nu aveam nimeni de pe un bloc mare legătură cu ei. S-a părut deprimat acest băiat? Nu, din câte l-am cunoscut eu, nu. Mai mulți oameni cu suflet, dar și sponsorii locali au strâns banii pentru reabilitarea blocului. Nisoarea de azi noapte a adus primele probleme în sudul țării. Alina Antohe ne va spune imediat care este starea drumurilor în acest moment. Iar Mirabela Dumitrache știe dacă mai sunt întârzieri la decolările de pe aeroportul Otopeni. De la Constanța aflăm cum a afectat furtuna transporturile maritime și directoarea ANM Florinela Georgescu ne va spune cât mai durează acest episod de iarnă. În fine, colega mea Anca Ciota ne explică de ce doar România este afectată de un val de ger, în timp ce la câteva sute de kilometri de noi sunt temperaturi de aproape 20 de grade. Codul galben de nisori și vânt puternic s-a transformat în capital într-un cod roșu de aglomerație. Pe străzile pe care oricum se circula bară la bară, în această dimineață mai mult s-a stat. Pe unele artere s-a format polei, iar șoferii au avut de trecut prin testul nervilor întinși la maximum. N-au dat cu nimic pe jos. N-ați văzut niciun utilaj? Nu, utilaje am văzut, dar e gheață, polei. Cum eu pun aici? Dezastru. Dezastru. 45 de minute în 3 km. Nordul capitalei a fost aruncat în haos în această dimineață. Între Arcul de Triumf și Casa Presei sunt 5 benzi pe sens, insuficiente. Mașinile care se îndreptau spre Otopeni s-au blocat cu totul. Cum se circulă? Cum e? Dezastru! Foarte, foarte greu. Deci din Rahova până aici am făcut o oră și 20 de minute. Cum se circulă? Aglomerat a fost și pe drumul național 1 și pe centura capitalei. N-au fost cantități însemnate de zăpadă, dar vântul a viscolit omătul. Polițiștii și pompierii au fost chemați de urgență pe această stradă din sectorul 4 al capitalei. Vântul a suflat atât de puternic încât a smuls un copac din curtea unei case. Crengile pomului s-au oprit în cablurile de pe stradă. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
Fiecare șofer a simțit din plin avertizarea meteorologilor. Dimineața a fost nevoie de minute bune pentru dezăpezirea mașinii. Pregătit pentru iarnă? Nu prea. Nu prea. Nu. Prea frig. Vă încumetați cu mașina în trafic astăzi? Așa, ușor, că am mai multe drumuri de făcut. Cam până unde trebuie să ajungeți? Popești de Ordei. Oho, cât credeți că faceți până pe oră? Dar iarna nu i-a speriat pe șoferi. Sprinți ieri și mai grele. Wow, perioada cea veche era zăpada de jumătate de metru și circulam. Și în Statele Unite, în momentul în care dă 5 cm zăpadă, se închide toată circulația. Și nimeni nu comentează. Nu numai la suprafață a fost aglomerat, ci și în subteran. Aceste imagini au fost surprinse dimineață la stația de metrou Piața Victoriei, iar după ce ninsoarea a încetat, au apărut alte probleme, bălțile și slalomul pietonilor pentru a le evita. Cam București, ca peste tot. Codul galben expiră peste aproximativ o oră, însă meteorologii spun că în zilele următoare vom avea parte de temperaturi scăzute. Un strat consistent de zăpadă a acoperit drumurile din sudul țării, iar circulația rutieră a avut de suferit în această dimineață. Alina Antohe se află pe drumul european E85 și ne spune care este starea drumurilor în acest moment. Bună seara, Alin, te ascultăm! Bună seara, Cristi, bun găsit tuturor! Din fericire, în aceste momente nu mai există drumuri naționale sau județene aflate sub impactul fenomenelor meteorologice. Toate restricțiile au fost ridicate. Trebuie să vă spun că cele mai mari probleme au fost aici, unde, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, s-a circulat foarte greu pe drumul E85 și mai ales din cauza faptului că la vecinii bulgari au existat foarte multe restricții impuse și vecinii au rugat autoritățile române să nu mai lase niciun autovehicul cu masă maximă autorizată mai mare de 12 tone să treacă granița. Astfel s-au format cozi de tiruri pe aproape 15 km de aici, de la Giurgiu către București, cozi care însă au început să se micșoreze pentru că în urmă cu aproximativ o jumătate de oră această restricție a fost ridicată și tirurile au început să se îndrepte către graniță. După cum puteți vedea aici, în apropiere de Giurgiu, există și foarte multă poliție care dirigează circulația tocmai pentru a nu exista foarte multe probleme. Să sperăm că în această noapte vremea se va mai îmbunătăți și nu vor mai exista restricții de trafic impuse, pentru că în cursul zilei de astăzi chiar și o parte din autostrada A2 a fost închisă pentru o perioadă de timp din cauza zăpezii care era spulberată pe carosabil. Deocamdată atât, Cristi. Mulțumim, Alin. Continuăm jurnalul. Aproximativ 20 de ore de întârziere s-au înregistrat astăzi pe aeroportul Otopeni din cauza viscolului. Aeronavele au fost blocate la sol și nu au putut decola înainte de a fi degivrate. Altfel, viața pasagerilor putea fi pusă în pericol. Codul galben de ninsori și viscol a afectat programul curselor pe aeroportul Otopeni atât la decolare cât și la aterizare. De cum s-a crăpat de zi, a fost nevoie de intervenția utilajelor. S-a intervenit constant pe piste, pe platforme, pe căile de rulare pentru dezăpezire. Pasagerii au așteptat 10 de minute pentru ca aeronavele să poată decola în siguranță. În total au fost 10 de ore de întârziere astăzi pe aeroportul Otopeni. Aeronavele au fost degivrate înainte de decolare și această operațiune se face cu pasageri la bord, ceea ce a condus la unele întârzieri de până la 30 de minute, punctual și peste 30 de minute în cursul dimineții. Degivrarea se face în sezonul rece și constă în stropirea avionului cu o substanță specială, astfel încât să nu se poată forma gheață și nici să se depună zăpadă o perioadă mai lungă de timp. Astfel, aeronava poate decola în condiții de siguranță. Pasagerii se așteptau ca astăzi să petreacă mai multe ore prin aeroport. Ne uitam că nu mai anunță cenul pentru Bruxelles. Și nu știm dacă sunt sau nu întârzieri, că nu ne-a anunțat nimeni. Doamna din imagine a venit cu mai mult de 2 ore înainte de îmbarcare la aeroport, de teamă că va pierde mult timp în trafic și va pierde zborul spre Bruxelles. Probabil vor fi întârzieri de 30 de minute. Mai toți pasagerii au venit cu mai mult de 2 ore înainte de ora de decolare ca să se asigure că nu ratează cursa. Nici pe calea ferată lucrurile nu au stat mult mai bine. Trenurile au avut 10 de minute întârziere din cauza restricțiilor de viteză. Avem întârzieri de
de 30-40 de minute la anumite garnituri. În general, acestea se înregistrează la trenurile care tranzitează mai multe zone feroviare aflate sub incidența codului galben. În trenul care venea de la Suceava, cei care au cumpărat bilete la clasa 1 au stat ca într-un congelator. Foarte, foarte, foarte frig. A venit domnul șef de tren și ne-a dat locuri la clasa 2, deci noi avem la clasa 1. Ne-am obișnuit deja. Întotdeauna autoritățile au fost luate prin surprindere. Călătorii care au îndurat frigul și au fost mutați în vagonul de clasa 2 au fost despăgubiți de către CFR la sosirea în gara de nord. Traficul aerian a avut de suferit astăzi de vremea rea. În timp ce aeronavele au fost blocate la sol pentru că se forma stradă de gheață și de zăpadă pe ele și nu puteau decola fără degivrare, pasagerii au așteptat zeci de minute în plus pentru îmbarcare. Informații despre situația de la această oră și mai ales despre ce ne așteaptă mâine dimineață aflăm chiar acum de la colega mea Mirabela Dumitrache. Bună seara, Mirabela! Seara, Cristian, bun găsit tuturor. Într-adevăr, au fost zeci de ore de întârziere astăzi la sosiri și la aterizări cumulate pe aeroportul Henri Coandă. În această dimineață, practic, aeronavele au fost blocate la sol din cauza codului de ninsori. Nu li s-a permis decolarea înainte de efectuarea procedurii de degivrare, pentru că dacă li se permitea decolarea, pasagerii erau în pericol în timpul zborului. Rând pe rând, avioanele au fost preluate pe platformele de pe Otopeni, au fost degivrate, abia apoi li s-a permis și decolarea. Însă, la această oră, lucrurile au început să revină la normal. Situația arată destul de bine aici, pe aeroportul Otopeni. Avem acum o singură întârziere, ce-i drept una destul de semnificativă. Este vorba despre o cursă Blue Air, care ar fi trebuit să decoleze de pe Otopeni la 20:30 de minute, însă o va face la 21:30 de minute, o cursă cu destinația Cluj-Napoca. Am avut probleme din cauza codului de ninsori și în traficul feroviar. Am văzut întârzieri semnificative de zeci de minute și la trenuri. Însă ne așteaptă o noapte de ger, ceea ce înseamnă că vom avea o dimineață cu foarte, foarte multe probleme, mai ales aici pe Otopeni. Mâine dimineață temperaturile scăzute vor provoca formarea unui strat de gheață pe suprafața aeronavelor. Asta înseamnă că ele vor fi blocate la sol și nu li se va permite decolarea înainte de a fi degivrate. Deocamdată acestea sunt informațiile de la Otopeni. Cristian, înapoi la tine. Mulțumim, Mirabela. Continuăm jurnalul. Urgia s-a dezlănțuit astăzi pe litoral, iar marea a fost acoperită cu totul de viscol. Vântul năpraznic le-a făcut mari probleme comandanților de nave, așa că toate porturile au fost închise de urgență. Valurile au atins în largul mării chiar și 8 metri înălțime. Astăzi, la prânz, plajele din stațiunea Mamaia au înghețat pur și simplu. Valurile erau uriașe, iar foișorul salvamarilor abia dacă se mai vedea. La țărm, curentul se simțea precum un cuțit. Un viscol năprasnic mătură pur și simplu litoralul și abia dacă poți să-ți mai ții ochii deschiși. Însă, în primul rând, nu aș vrea să fiu în pielea unui comandant de navă. Acum, în largul Mării Negre, vizibilitatea este zero, iar toate porturile maritime au fost închise. Este firesc, deoarece vântul în acest moment la rafală suflă cu peste 75 de kilometri pe oră. În preajma țărmului, pe alocuri, se formau valuri care au atins înălțimea de 4 metri, iar în termometre, la orele amiezii, se înregistrau minus 5 grade Celsius. Cu toate acestea, însă, două tinere au transformat marea în fundal pentru o ședință foto. Mai contează frigul? Deci nu, e imposibil, e superb, e mirific. Trebuie să se instaleze și iarna la un moment dat, nu? Vântul puternic a făcut probleme mari și în centrul orașului. Trei șoferi vor rămâne pietoni pentru o lungă perioadă de timp după ce autoturismele lor au fost distruse de coroana imensă a acestui copac. Priviți cât de voluminoasă este rădăcina copacului, ei bine, cu toate acestea, vântul puternic a reușit să doboare arborele peste cele trei mașini și, după cum puteți observa din imagini, cel puțin capota și parbrizul SUV-ului sunt complet distruse. Viscolul va mătura litoralul și în noapte aceasta, iar gerul se va înteți. Mai multe detalii despre cum va fi vremea pe litoral în următoarele ore aflăm de la corespondentul Canal D, Daniel Savopol. Bună seara, Daniel!
Bună seara tuturor! La malul mării vântul suflă în continuare cu putere, iar în Constanța, spre exemplu, viteza este de 75 de km pe oră, iar din acest motiv toate porturile maritime au fost închise, iar așa vor rămâne cu siguranță cel puțin până mâine dimineață. Trebuie să știți că pe litoral este foarte frig, iar pe parcursul nopții temperaturile vor scădea până la valoarea de minus 7 grade Celsius. Însă cele mai mari probleme sunt de fapt în Tulcea, mai exact în zona Sulinei, acolo unde la rafală vântul suflă cu 90 de km pe oră. Iar meteorologii spun că dobrogenii nu vor scăpa de vânt și nisori nici pe parcursul zilei de mâine. Acestea sunt informațiile de aici. La revedere! Mulțumim, continuăm jurnalul. Bună seara, doamna director, ați văzut știrile. Peste puțin timp expiră codul galben. Credeți că o să dați și alte atenționări? Bună seara! Expiră codul galben pentru că s-au terminat în mare parte ninsorile, dar episodul cu vreme severă continuă. Am vorbit de ninsori asociate cu vânt, de altfel este un episod specific sezonului de iarnă. A fost viscol, așa cum s-a arătat în partea de sud-est a țării, treptat peste noapte și în prima parte a zilei de mâine, intensificările vor slăbi. Vremea se va ameliora din acest punct de vedere, pe de altă parte, însă temperaturile vor fi din ce în ce mai scăzute. Deci vom vorbi despre... Aceasta era următoarea întrebare. Da, și este obiectul informării meteorologice în vigoare pentru această noapte și ziua de mâine, dar cu siguranță mâine probabil, sau așa cum spuneam, cu siguranță mâine vom continua această informare pentru că episodul cu temperaturi foarte scăzute se va extinde până la începutul săptămânii viitoare. Înseamnă temperaturi noaptea în cea mai mare parte a țării sub minus 10 grade, ceea ce numim noi ger. Acest minus 10 grade în zonele de presionare, mai ales în diminețile zilelor de sâmbătă și duminică, vor fi temperaturi sub minus 15, probabil spre minus 20 de grade. Și pe parcursul zilelor viitoare, de asemenea, deci maximele de la amiază nu vor depăși 0 grade în cea unde mai mare va fi parte cel a mai țării. Frig? Cel mai frig nopțile va fi, cum vă spuneam, mai ales în regiunile de presionare, vorbeam de acel minus 15, minus 20 de grade, dar să știți că minus 10 grade va fi o temperatură frecvent întâlnită în acele două dimineți, de sâmbătă și duminică, în mare parte a teritoriului, inclusiv în zona capitalei. Ceva mai ferite vor fi regiunile vestice și zona litoralului, unde va fi ceva mai bine din punct de vedere termic. Zilele și ele vor fi cu temperaturi scăzute, cele mai coborâte în exteriorul arcului carpatic. Și aș vrea să fac o precizare aici, pentru că sigur că toată lumea se întreabă cum va fi de 1 decembrie. Dar va fi rece, va fi foarte rece la primele ore ale dimineții. În București, probabil că ziua de 1 decembrie va aduce temperaturi sub 0 grade, chiar pe parcursul zilei. Sperăm că la Alba Iulia să fie un pic mai cald, să fie în jur de un grad. Cât durează acest episod de ger? Vă spuneam că va dura până spre începutul săptămânii viitoare. Probabil de marți temperaturile vor începe să crească. Nu este exclus ca încă o perioadă după aceea arcul carpatic să împartă puțin din punct de vedere termic țara, în sensul că în exteriorul arcului carpatic, în nord, în partea de nord-est, est-sud, va fi mai rece decât în regiunile centrale și vestice. Dar, așa cum vă spuneam la început, este până la urmă un episod de iarnă care nu este nefiresc în această perioadă în care ne aflăm, la sfârșitul lunii noiembrie. Se va încălzi vremea după aceste zile geroase? Este o încălzire, este o încălzire, dar nu trebuie să ne așteptăm că ne vom întoarce la ceea ce am avut în urmă cu două săptămâni, de exemplu, la acele temperaturi despre care tot vorbeam că sunt peste normalul perioadei. De data aceasta ne-am așezat puțin sub normal și sperăm ca această încălzire despre care vă spuneam să aducă temperaturi apropiate de normă, dar vine categoric iarna, deci trebuie să avem așteptări foarte mari din ceea ce urmează de acum încolo. Doamna director, vă mulțumim, continuăm jurnalul. Valul de frig din România se resimte din plin în tot estul Europei și peninsula balcanică. Două fronturi atmosferice cu aer deosebit de rece lovesc dinspre Atlantic și Rusia.
Marea Britanie și Irlanda sunt afectate de un ciclon care vine dinspre nordul Atlanticului. Masa de aer rece, denumită Furtuna Diana, și-a făcut simțită prezența încă de la primele ore ale zilei și a venit la pachet cu rafale violente de vânt de peste 150 de km pe oră. O avertizare cod galben de fenomene severe a fost emisă de meteorologi, iar mai multe curse aeriene anulate deja în Irlanda și Irlanda de Nord. De asemenea, mii de locuințe au rămas deja fără electricitate. Ploaia de acum va fi urmată de 32 de zile cu zăpadă, anunță autoritățile. Dinspre Rusia se instalează o masă de aer rece care ajunge și în țara noastră. La nivel european, cele mai afectate în următoarele zile vor fi țările din vestul peninsulei balcanice și până la Marea Adriatică. După cum puteți vedea în această hartă, avem parte și de o anomalie termică. Fronturile de frig afectează doar jumătate din regatul britanic, Grecia și Turcia. Restul Europei, cum ar fi Italia, Cehia, Slovacia, rămân sub influența unui aer mai cald. Au îndurat frigul năpraznic ore întregi, dar odată ajunși în catedrală, credincioșii au dat uitării tot chinul. Pentru a face față însă gerului, mulți dintre pelerini s-au echipat cu haine groase. La 0 grade, în viscol și ninsoare. Așa au așteptat astăzi sute de pelerini pentru a ajunge să se roage în altarul catedralei. Este o umilință, o slujbă. De ce? Biserica, sunt atât de multe locuri în biserică. De ce umilesc acești credincioși? E rău, da? Dumnezeu ne ajută să depășim și momentele astea mai grele. Uite, multe bălci a trebuit să mergem prin apă. Și pentru ce suportați asta? De ce? Sănătate. Unii dintre pelerinii mai grijulii cu sănătatea lor au venit echipați ca pentru munte și au luat căciuli groase, dar și mai multe perechi de șosete. Câte perechi de șosete v-ați luat? Păi am vreo două. Mai groase, da, păi la vremea asta și la vârsta asta nu poți să pui subțiri. Ați înghețat? La picioare. De câte ore? De 2 ore jumate, cam așa. Da. De ce ați ales să veniți astăzi? Așa am simțit. Aici apă, banane? Da. Ca să fiți sigură că... Da, păi știam de la televizor. Dar spuneți-mi, la picioare nu simt sigur? Nu, deocamdată nu. Câte perechi de șosete? Două perechi. Groase? Odată ajunși în fața altarului, credincioșii au dat uitării chinul prin care au trecut și s-au minunat de frumusețea catapetesmei. S-a meritat tot efortul, e foarte superb. Nu am văzut niciodată nivelul așa. A meritat tot efortul și fricul de afară. Am vrut să vedem și noi măreția asta care s-a construit, că atâtea controverse sunt, ați văzut și azi. Într-adevăr, ăsta este un spital al sufletului, nu cum spun toți că ar fi, că nu s-a construit spitale, școli. Aceasta e spitalul sufletului nostru. După orele bune petrecute în frig, credincioșii au primit la mijlocul zilei pahare cu ceai fierbinte. După 3 ore jumate de stat, normal că... merita un ceai cald. Trebuia atunci când... Dar acum veni... e bine venit și acum. Se fac controle drastice în toate maternitățile private și de stat din capitală. Totul după ce mai mulți bebeluși au fost infectați cu stafilococul auriu rezistent la antibiotice. Toți s-au născut la maternitatea Giulești, dar reprezentanții unității spun că bebelușii au plecat sănătoși de la ei. Cu mai multe detalii despre această situație ne spune colega mea, Ioana Vlășceanu. Bună seara, Ioana! Bună seara, Cristian, doamnelor și domnilor! Vorbim mai exact despre 12 copii care au fost depistați cu stafilococ auriu și încă unul care este suspect în aceste momente. Toți s-au născut la maternitatea Giulești și au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală cu erupții pe piele de diferite grade, dar și complicații respiratorii. De altfel, 6 nou născuți sunt încă internați în spital și primesc îngrijiri medicale în secția de chirurgie. În acest caz, purtătorul de cuvânt al maternității
Sanității Giulești spune că toți bebelușii au fost externați sănătoși și că cel mai probabil au luat stafilococul din altă parte, nu din maternitate. Toate cazurile au fost raportate Direcției de Sănătate Publică, motiv pentru care și Ministrul Sănătății a anunțat că sunt verificate toate maternitățile din București, atât cele de stat cât și cele private. În plus, controalele vor fi extinse la toate unitățile din țară. Deocamdată atât despre acest caz. La revedere! Mulțumim, Ioana. Continuăm jurnalul. Neatenția părinților putea să le coste viața pe cele 5 fetițe din Dâmbovița. Copilele cu vârste cuprinse între 2 și 9 ani au înghițit mai multe pastile antidepresive și au ajuns la spital intoxicate grav. Poliția și Protecția Copilului fac deja anchetă. Medicii trag și ei un semnal de alarmă și îndeamnă pe părinți să ascundă de copii orice medicament. Incidentul a avut loc în localitatea Gherganii din județul Dâmbovița. Două dintre fetițe au mers în vizită la cele trei verișoare care stau la câteva case distanță. La un moment dat, mama unora dintre ele a ieșit să își ia ajutorul social, iar copilele au fost lăsate nesupravegheate. Atunci s-a întâmplat și nenorocirea. Dar nu știu cine a băgat. Fetele știau că sunt medicamente acolo? Pe nu știu dacă nu știu. Probabil și-au dat seama că sunt mici și nu știu ce sunt aia pastile. Medicamentele erau ținute într-o borsetă și aparțineau mătușilor. Mi le-a dat un medic la Târgoviște pentru depresie, a zis, pentru liniște și eu nu le-am folosit. Și le-am pus sus, tot mai sus pe vitrină, zic, nu ajunge atâta copilul pe vitrină sus. Copilele au luat pastilele și le-au băut cu suc. La scurt timp au început să se simtă rău, iar părinții au sunat la 112. Mai multe ambulanțe le-au preluat pe micuțe și le-au transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Toate au ajuns cu intoxicație acută accidentală, iar fata cea mare era în comă. Medicii s-au luptat să le salveze. Potrivit unor surse medicale, copila care era în comă s-a trezit astăzi, iar starea ei de sănătate este una bună acum. De altfel, și celelalte patru fetițe internate aici, la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală, se simt bine. Cel mai probabil, medicii le vor externa în cursul zilei de mâine. Polițiștii au deschis o anchetă și încearcă să stabilească cine se face vinovat. Reprezentanții de la asistența socială s-au sesizat și spun că, momentan, nu se pune problema ca fetițele să fie luate de lângă părinți, deși au vina lor. Înainte de curiozitatea copilului, că copil nu are discernământ, superficialitatea părinților în a le depozita și a le feri de copii. Există o greșeală pe care o fac frecvent părinții la noi în țară și anume atunci când le administrează medicamente, le spun că le dau bomboane sau sirop. La Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală sunt internați în fiecare an aproximativ 600 de copii cu intoxicație accidentală. Pot fi medicamentoase, cu substanțe de uz casnic, sodă caustică, orice fel de produs de curățat, benzină, motorină, antigel. Pentru a evita orice pericol, părinții sunt sfătuiți să depoziteze într-un loc sigur medicamentele sau substanțele periculoase unde cei mici să nu aibă acces. În magazine există mai multe sisteme de blocare a ușilor prin care ar putea evita astfel de incidente. Are doar 14 ani, iar nevoile lui Alexandru l-au făcut să caute soluții pentru a face viața altora mai ușoară. Băiatul are o minte sclipitoare, dar și o pasiune imensă pentru informatică. O să declanșez un incendiu de grad mare. Și astfel mă apelează instant cu mesaj vocal. A fost detectat un incendiu în salonul 3, situat la etajul 2, direcție nord-est. Vă rugăm să interveniți. Alexandru este un tânăr sclipitor, care la numai 14 ani salvează vieți prin aplicațiile create chiar de el. Tragedii ca cea de la maternitatea Giulești, când 6 bebeluși au murit, iar alți 5 au rămas cu răni adânci în urma unui incendiu, pot fi evitate de acum cu ajutorul unei invenții semnate de adolescent. Se poate monitoriza mediul înconjurător folosind senzorul 3 în 1 pe care l-am conceput. Acesta verifică dacă există incendii. În unele cazuri, incendiile ard cu foc mocnit și astfel este detectat de senzorul de fum, iar în alte cazuri există incendii directe și e detectat direct de senzorul de temperatură.
Alexandru are o minte genială și o pasiune înnăscută pentru informatică. La numai 5 ani, când alți copii abia învățau lucrurile elementare, băiatul instala singur primul sistem de operare. Când le-a spus părinților ce vrea să facă, aceștia au crezut că glumește. Pentru invențiile lui, Alex a primit o mulțime de diplome și medalii la concursuri naționale și internaționale, iar anul acesta chiar titlul de cetățean de onoare al Comunei Radovanu din județul Călăraș. Performanțele nu-i sunt recunoscute însă și de sistem. Ministerul Educației oferă burse doar celor care participă la anumite concursuri. Considerat un mic geniu în informatică, Alexandru uimește și cu talentul lui de a cânta la orgă. Nici aici nu a avut nevoie de un mentor și nici de lecții de muzică. Ascultă o piesă, iar după câteva repetări reușește să o reproducă. Dar viitorul tot în domeniul IT și l-a ales. Visează să lucreze într-o companie mare din România, țară la care încă speră că se va face bine și îl va lăsa să spună în continuare: da, sunt mândru că sunt român. Un coregraf vrea să schimbe viitorul copiilor care nu s-au născut în marile orașe, iar accesul la un medic stomatolog este mult mai dificil. S-a înconjurat de câțiva oameni cu suflet mare și au pornit într-o ambulanță pe drumuri nepietruite pentru a ajunge la cei care aveau nevoie. Unde mergem acum? Călugărem, parcă, nu? Călugărem, da, spre Călugărem. Câți copii vă așteaptă acolo? 100. Deci zi lungă se anunță. Da, da, da. Pe o vreme mohorâtă, ambulanța viu colorată, care înfăptuiește cu adevărat minuni, ajunge în Călugăreni, Prahova, unul dintre miile de sate vitregite de cabinete medicale. Oprește la școala din sat, unde peste 100 de copii o așteaptă pe Zâna Merciluță. Bună dimineața! Bună dimineața! Îmi pare bine să vă cunosc și să vă văd aici în număr așa de mare, numai copii frumoși. Aici. Eu sunt Eliza, ea e colega mea, Mihaela, suntem medici dentiști. Abia aștept să vă cunosc pe fiecare în parte. Copiii le privesc puțin speriați. Nu e de mirare, de vreme ce mulți dintre ei văd pentru prima oară cum arată un medic stomatolog. Alții nu s-au spălat pe dinți niciodată. Da, ia spune-mi, tu te spăla pe dinți, te speri? Nu. De ce nu te speri? Nu. Acum. Nu. N-am început. De ce așa târziu? Păi... nu i-am dat să se spele până acum. De ce? Nu i-am dat eu să se spele. Am zis că e foarte mic și el și zic să mai stea un pic. Puștiul de 6 ani e dovada vie a unei realități sumbre din mediul rural. În lipsa educației, în lipsa banilor și, nu în ultimul rând, în lipsa medicilor, zâmbetul copiilor de la sate se strică mai rău cu fiecare zi ce trece. Măseluțele cum sunt? Măseluțele au și carii. Au. Aoleu! Au. Da. Când beau rece, mi se face măseluțe. De rece îl doare. După ce le predă lecția de spălat pe dinți, cei mici urcă rând pe rând în ambulanța parcată în fața școlii. De fapt, e cabinetul stomatologic pe roți, care de câțiva ani buni face România să zâmbească frumos. Poveștile românilor care luptă pentru această țară greu încercată le veți putea urmări în întregime sâmbătă 1 decembrie în cadrul unei ediții speciale a știrilor Canal D. Un polițist din Oradea a devenit cel mai bun prieten virtual al șoferilor. Agentul își face selfie-uri și dezvăluie pe internet locul unde își amplasează radarul. Postările lui sunt urmărite cu sufletul la gură de șoferi. Gata, am făcut și selfie-ul, urmează să-l postăm pe radare, să ne anunțăm locația, cu sfatul, bineînțeles, să respectați regulile de circulație. Faceți cunoștință cu Sebastian Drimbe, agentul cu cei mai mulți amici virtuali. De când a postat pe Facebook un selfie cu el în mașina de poliție, cererile de prietenie curg pe bandă rulantă. Nu de alta, dar bărbatul dezvăluie în timp real locația unde șoferii sunt sancționați când încalcă regulile de circulație. Eram cu un coleg, am zis să facem o chestie haioasă, să surprindem puțin conducătorii auto.
Nu vom face o regulă din treaba asta. Subcomisarul nu dezvăluie doar locația radarelor pe rețelele de socializare. Le oferă șoferilor sfaturi în trafic, le explică noutăți legislative, le dă teste rutiere și îi trage la răspundere atunci când comit ilegalități. Am zis să vadă conducătorii auto că nu suntem chiar așa de răi pe cum ne cred. Polițistul crede că socializarea cu șoferii pe internet este constructivă. Scopul este prevenirea evenimentelor nefericite din trafic printr-o metodă non-conformistă care să-i responsabilizeze pe șoferi. Un conducător de camion mi-a adresat niște cuvinte mai puțin ortodoxe, să zicem așa. Am ales să fac o chestie haioasă, ca și postarea de altfel, și ne-am făcut un selfie. Șoferii luați cu frumosul sunt încântați de idee, mai ales că amenzile sunt uriașe. E un lucru foarte bun. Ajută ca șofer? Da, ne ajută. Ceva ok, nu? Se avertizează. Traficul de pe internet l-a făcut vedetă pe polițist. Omul legii spune însă că prietenia virtuală se încheie în realitate când șoferii greșesc. Agentul speră totuși să-i civilizeze pe conducători cu vorba bună și cu selfie reușite. Ședință solemnă în Parlament. Iohannis, Dragnea și Dăncilă au fost față în față după mult timp în care s-au criticat reciproc de la distanță. Așa că nu au ratat ocazia să se atace, deși la Parlament se celebra centenarul. Marea Unire a fost celebrată cu un mic război politic. Deși ședința solemnă trebuia să îi găsească pe liderii statului mână de mână, i-a prins toți separați. Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu nu au vrut să respecte cutuma de a-l întâmpina pe șeful statului. La ședința solemnă au fost invitați inclusiv Patriarhul Daniel și Principesa Margareta, custode al coroanei, dar și foștii președinți Traian Băsescu și Emil Constantinescu. Președintele nu s-a putut abține și a mitraliat în declarații pe guvernanții prezenți sub cupola Parlamentului. Recuplați-vă la interesele naționale, ridicați-vă la demnitatea centenarului și nu îl dezonorați. Este încă timp să reveniți asupra unor legi care nu au nici susținerea oamenilor, și nici nu corespund standardelor europene de drept. Iar replica avea să vină pe două voci, atât de la liderul PSD, cât și a premierului Viorica Dăncilă. Trebuie să încetăm acest război între români, dintre români și români, pe care îl ducem de prea multă vreme în afara țării și în interiorul țării. Vă asigur, dragi colegi, că nu asta vor cei care ne-au votat pe toți. Ar trebui să ne rezolvăm problemele noastre din România. Prin noi înșine, nu prin alții, ar trebui să ne apărăm interesele naționale. Iar scandalul politic între liderii socialdemocrați și șeful statului a demognit de zile bune. Se face săptămâna de când Olguța Vasilescu și Mircea Drăghici așteaptă să afle dacă au liber să ocupe portofoliile de la Ministerul Dezvoltării și cel al transporturilor. Exact în kilometrul zero al democrației, Primăria Capitalei a montat o copie nereușită a operei mare lui Constantin Brâncuș, Coloana Infinitului. Chiar dacă este doar un obiect ornamental, tocmai simbolul care a făcut-o celebră în întreaga lume lipsește. Dacă ar ști Brâncuș ce se află în piața Universității, probabil s-ar răsuci în mormânt. Coloana Infinitului. Coloana Infinitului. Da. Column of Infinity, right? Yes. Yes. Yeah, I've seen it before on the internet. Aici e o greșeală imensă. O fi greșit Brâncuș, n-a terminat-o el. Nu știu ce să vă spun. Coloana Infinitului a fost reinterpretată de autorități, mai exact, i-au închis Infinitul. O reinterpretare a uneia dintre cele mai cunoscute opere de artă din lume a fost amplasată în centrul capitalei cu doar câteva zile înainte de sărbătoarea centenarului. Cine o vede însă, observă stângăcia cu care a fost executată lucrarea. Asta e prost făcută. De ce? Pentru că nu are terminația asta de aici ca să emită Coloana Infinitului. De fapt, simbolul pe care l-a gândit Brâncuș. Exact, exact, exact. Să te duci în sus, în cer. Păi da, da, aia cam și spune asta... Coloana Infinitului, da. Deci aia se termină. Aia nu mai e Coloana Infinitului, nu? Ce coloană o fie aia acum? Era să zic alufirea. Chiar și turiștii străini veniți în București observă că este ceva în neregulă. Yeah, it's rounded, it seems to me. It's rounded? Yeah.
if you go sit right at the base of that one, if you look up, it seems like it doesn't finish. Deci ăia care au făcut-o nu știu treaba asta. Și totuși sunt niște oameni care conduc primăria capitalei. Oh, nu mai spune primăria capitalei. Noi am solicitat în scris primăriei capitalei să ne comunice cât a costat această lucrare și cine a realizat-o, însă nu am primit răspuns până la această oră. Se anunță un weekend aglomerat la munte. Zeci de mii de români își vor petrece mini-vacanța de ziua națională în hotelurile, cabanele și pensiunile montane. În Sibiu, cea mai scumpă cazare ajunge la aproape 10.000 de euro pentru două nopți. Nici pe Valea Prahovei nu sunt prețuri prea mici, dar toate locurile sunt ocupate. Recepție, bună ziua! Ne pare rău, dar în perioada de 1 decembrie nu mai avem deloc camere disponibile. Cu acest mesaj sunt întâmpinați românii care vor să își rezerve o cameră în mini-vacanța de 1 decembrie în stațiunile de la munte. În Predeal, de exemplu, gradul de ocupare în hoteluri și pensiuni este de 100%. Hotelierii și-au pregătit din timp ofertele, inclusiv meniurile au fost adaptate pentru a sărbători centenarul. Tobă, lebăr, burduftele mea, slăninuță, jumări. Aici avem butoaiele cu vin, pălincă. Aglomerație mare va fi și în stațiunea Azuga. Aici, la un hotel de 5 stele, o noapte de cazare în mini-vacanța de 1 decembrie pornește de la 175 de euro și poate ajunge la 250 de euro. Rezervările s-au făcut încă din septembrie, deci de acum două luni. Și Sibiul va fi plin de turiști în mini-vacanța de 1 decembrie. Pentru mini-vacanța de 1 decembrie este aproape imposibil să mai găsești un loc de cazare în Sibiu. În plus, și prețurile au crescut foarte mult în această perioadă. Aici avem o cameră dublă cu pat matrimonial. Prețul pentru perioada de 1 decembrie este de 300 de lei. O avem rezervată de circa 2 luni de zile. Cei care au vrut să petreacă aici în acest weekend și-au făcut rezervări din timp. Cu greu mai găsești un loc de cazare. Nu știu unde să vă îndrum. Bine, mulțumim! 90% dintre clienți stau două nopți. Asta e perioada cea mai vrută, cea mai cerută. Prețurile au crescut în perioada aceasta, undeva la 40%. Cea mai scumpă proprietate este o vilă cu 3 camere care poate găzdui 8 persoane. Pentru aceasta, proprietarul cere 9.153 de euro pentru două nopți de cazare. Pe străzile marilor orașe se simte parfum de sărbători. Magazinele se întrec în realizarea celor mai spectaculoase decoruri, astfel încât clienții să nu poată rezista tentației de a face cumpărături. De vitrinele îmbrăcate în haine de Crăciun se ocupă designer cu viziune, care aranjează totul până în cel mai mic detaliu. E ca și cum ar fi haina magazinului, ca să spun așa. Adică omul vede și este atras de ce vede. Cristina Frei este designerul celui mai cunoscut lanț de magazine de decorațiuni interioare din Transilvania. Tânăra lucrează săptămânală la conceptul și designul vitrinelor care trebuie să arate spectaculos pentru sărbători. Am pus hamacul și mă gândeam că, vai, ce frumos ar arăta să pun un urs acolo și să fie învelit. Și asta chiar a fost o vitrină destul de improvizată care a ieșit după prima mea minunat. Secretul unei vitrine care să-ți ia ochii e că aceasta să inspire și să trezească emoție. Spre deosebire de cealaltă vitrină, asta este o vitrină în stil glamour chic, cu accente aurii și argintii, în care eu am încercat să creez o poveste. Ceea ce face Cristina se numește visual merchandising, cu alte cuvinte, amenajarea produselor în așa fel încât să te atragă în magazin. Vitrina, de fapt, este doar preambulul a ceea ce vor descoperi în magazine. Studiile au demonstrat că produsele care sunt prezentate în vitrină au pondere mai mare de vânzări, iar clienții care își doresc cu adevărat un lucru frumos sunt dispuși să plătească sume considerabile. Când se întâmplă și ție să vezi ceva și să intri, să vrei să cumperi? Da, pentru că atunci când te atrage ceva, vrei lucrul respectiv. Specialiștii din domeniul marketingului arată că factorii cei mai importanți în amenajarea vitrinei sunt culorile, elementele vizuale și, bineînțeles, decorațiunile de sezon puse în lumină perfectă. În fiecare zi avem noutăți până în 30 decembrie, astfel că avem pachete gata pregătite, împachetate, care așteaptă doar să fie alese. Magazinul de decorațiuni din centrul Clujului își schimbă săptămânal decorul atât în vitrine cât și în interior, astfel încât trecătorii să aibă ocazia să vadă cât mai multe produse
și idei de decoruri interioare, mai ales că acestea sunt ideale și pentru cadouri. Canal D a fost desemnată televiziunea anului la ceremonia de decernare a premiilor Business Arena pentru excelență 2018. Ugur Yeşil, CEO și executive board member Canal D, a primit importanta distincție în numele echipei, alături de care a ajuns la aceste performanțe remarcabile prin strategie inspirată, dedicare și viziune. I was not too much into TV until now, but from tomorrow I will start to watch, let's see which channel. Canal D. Postul Canal D a înregistrat o creștere spectaculoasă de la an la an și s-a impus ca un adevărat trendsetter pe piața media din România. What we received is very important for us. We are the TV of the year. Actually, this is representing our work over the years, continuous hard work. În perioada ianuarie-octombrie 2018, Canal D a înregistrat cea mai mare creștere a cotei de piață de 22%, comparativ cu stațiile generaliste concurente în prime time la nivelul publicului comercial, conform datelor furnizate de Kantar Media. Asta înseamnă că oamenii ne urmăresc, ne apreciază, ne iubesc. I'm very happy and proud of Canal D team. I took it in the name of entire Canal D team. And I'm very proud of them and thank you for all. I'm very honored to give this award to Mr. Osman Korayertaş, the ambassador of Turkey in Romania. Congratulations. Ambasadorul Osman Korayertaş își va termina mandatul anul acesta, dar promite că va reveni periodic în România datorită legăturilor pe care le-a făcut pe parcursul anilor. They, a respected business magazine, gave me this special award, so I'm happy that I'm having this as a strong memoir of Romania. Gala premiilor Business Arena pentru excelență 2018 își propune să reunească an de an personalități din sectorul bancar, diplomație, mediul de afaceri, educație, sport, modă. Lucrăm din greu, avem o echipă foarte mare, suntem cel mai mare tur operator din țară, cu activitate și cu birouri peste hotare. Asta ne propunem în fiecare an, să premiem excelența în business, valorile din toate domeniile și să fim aproape de brandurile românești. Cum va fi vremea, ne spune colega mea, Anca Ciota. Bună seara, Anca! Ce vești, ce noutăți? Încep cu veștile bune și anume, nu mai ninge mâine, dar partea proastă e că se anunță vreme deosebit de geroasă, avem chiar o avertizare de vreme foarte rece și intensificări ale vântului care vizează, din păcate, toată țara. Mai multe detalii imediat la Meteo. Cristi? Mulțumim frumos, Anca! Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Dacă ați surprins imagini spectaculoase sau aveți un subiect care poate deveni o știre, ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți și pe site-ul nostru știrilecanalde.ro. O seară bună vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. Bună seara, dragii mei! Astăzi iarna a pus stăpânire pe jumătatea sudică a țării. Până în această seară, la ora 20, 16 județe se află sub avertizare cod galben de ninsori viscolite, intensificare ale vântului și depuneri de gheață sau așa zisul fenomen de freezing rain. În Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, dar și o parte din Oltenia, s-a depus strat consistent de zăpadă, iar vântul a ajuns să bată la rafală cu peste 70 de km la oră. Maximele zilei au oscilat între minus 5 și 5 grade. La noapte, vremea devine geroasă în nord-estul și centrul țării, iar în sud și sud-vest continuă să ningă. Vântul va sufla cu putere, în special la munte, unde va spulbera zăpada. Minimele vor fi cuprinse între minus 13 și 3 grade.
Mâine avem o avertizare de vreme deosebit de rece și intensificarea vântului care vizează toată țara. În partea de sud-est, vântul va avea răbufniri violente și va spulbera zăpada deja depusă. Maximele se vor încadra între minus 6 și 2 grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare regiune. În Muntenia avem o zi cu temperaturi negative și cer înorat. Minus 2 grade vor fi în Târgoviște, minus 5 grade în Slobozia. În Transilvania cerul va fi variabil, iar temperaturile scad sub 0 grade cam peste tot. Minus 4 grade vor fi în Brașov, minus 2 grade la Sibiu. În Moldova ne așteaptă vreme geroasă și atmosferă mohorâtă. Partea bună e că ninsorile se opresc. Vor fi minus 4 grade în Galați, la fel și în Piatra Neamț și în Iași. În vestul țării va fi o zi rece și închisă. Termometrul va arăta 1 grad în Reșița, la fel și în Arad, 0 grade la Oradea. În Oltenia să fiți pregătiți pentru o zi geroasă cu temperaturi negative. Minus 2 grade în Râmnicu-Vâlcea, minus 4 grade la Craiova. În Dobrogea cerul va fi acoperit în totalitate de nori, iar valorile termice ating minus 2 grade la Tulcea, 2 grade în Sulina, minus 2 grade și în Medgidia. În București a nins la primele ore ale dimineții, iar vântul a ajuns să bată la rafală cu 45 de km pe oră. Termometrul a indicat minus 1 grad. La noapte e posibil să fulguiască, iar minima scade la minus 5 grade. Mâine ne așteaptă o zi geroasă cu vânt moderat. Șansele să ningă sunt reduse. Vor fi minus 3 grade. La munte se mai anunță ceva ninsori slabe prin meridionali, în rest cerul va fi variabil. Temperaturile sunt în scădere, iar vântul va sufla cu putere, în special pe creste. Vor fi minus 7 grade în Sinaia, minus 9 grade în Semenic. Și acum prognoza meteo personalizată. Andreea m-a întrebat cum va fi vremea mâine în Vaslui. Vor fi minus 4 grade și cer variabil. Vreți și voi o prognoză meteo personalizată în direct? E foarte simplu. Tot ce trebuie să faceți este să îmi trimiteți un mesaj pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. Îmi spuneți acolo data și orașul în care vreți să știți cum va fi vremea și nu uitați să atașați o fotografie. O seară excelentă vă doresc!